Parte din activitatea noastră, despre cealaltă parte și poate detaliind puțin despre ce am vorbit, o să discutăm mai mult sâmbătă la adunarea generală a Societății Române de Reumatologie, în care nu o să vorbim doar despre ce am făcut și despre ce avem în plan. O să vă detaliez și câteva din lucrurile pe care le-am făcut deja și pe care le consider un început bun și poate un succes. Am încercat să organizăm Clubul Tinerilor Reumatologi, o să vă dau mai multe detalii sâmbătă. Ideea este să încercăm să-i organizăm pe tineri, în principal pe rezidenți, și 3 ani de la încheierea specialității, într-un grup separat, într-un club, care să aibă propria viață profesională și propria activitate științifică. Sigur, Societatea Română de Reumatologie va susține sub toate formele. Unul din membrii boardului este, de fapt, unul din președinții Societății Române de Reumatologie. O să vă invit să vă înscrieți în primul rând. În acest moment, Șerban Savenco, care lucrează cu mine, este președinte, pentru că trebuia să fie cineva și trebuia să poarte un nume, dar o să se organizeze alegeri și o să alegeți pe cine o să vreți. Vreau să vă asigur că susținem în întregime acest demers și suntem alături de voi. Un alt proiect care mi este foarte drag și despre care o să vă detaliez și mai multe, este un proiect care cred că este destul de unic în peisajul medical românesc. Am încercat să inițiez un proiect de coaching pentru, în primul rând, pentru șefii de secție și eventual pentru asistentele șefe, dar oricine ar putea fi interesat, dacă vedem că lucrurile merg, îl putem continua. Mi se pare că în ultima vreme viața noastră profesională e din ce în ce mai complicată, e tot mai multă gălăgie, tot mai multe lucruri se întâmplă, lucruri pentru care n-am fost pregătiți și mai ales n-am fost lucrurile pe care nu le-am învățat la școală. Tot mai greu gestionăm situațiile de criză, se întâmplă foarte multe lucruri în medicină, se schimbă, COVID-ul a fost probabil cea mai mare schimbare, dar și alte presiuni sunt pe noi, există o mulțime de presiuni administrative, există o mulțime de presiuni din partea social media, inteligenței artificiale, lucrurile se schimbă și uneori poate nu facem față și nimeni nu ne-a învățat cum să facem față la ele, prin urmare, gestionarea acestor situații, lucruri, managementul crizelor și a conflictelor. Cred că o să uităm tot mai mult să vorbim între noi și mai ales să încercăm să rezolvăm parte dintre probleme. Și ideea aceasta, acest proiect de coaching executiv despre care o să vă spun mai multe, care deja a funcționat un an și dacă considerați necesar putem să-l continuăm sau să-l extindem, cred că este ceva unic și ar putea fi și de succes. În ultimul rând, sau nu în ultimul rând, vreau să vă spun că ca și societate nu suntem deloc singuri și cred că mai mult ca niciodată simțim că facem parte din familia EULAR. Întâmplător am o poziție bună, aș zice, în EULAR, în sensul că conduc Comitetul de Educație din EULAR începând cu acest an. Comitetul de Educație se ocupă de lucrurile poate cele mai importante din EULAR, adică de ceea ce se cheamă School of Rheumatology, de toate cursurile și știți ce multe cursuri sunt, cursuri față în față, cursuri online, cursuri, granturi de cercetare, tot felul de granturi pentru congres. Acolo mă vedeți pe mine și dincolo vedeți podiumul de la quiz-ul de la EULAR din ultimul an, deci quiz-ul organizat de MEUNET, care, mă rog, a dat niște premii simbolice, au fost șase finaliști, din care 3 au fost români. Cred că lucrul ăsta e important și iarăși e o invitație pentru tineri, profitați de ceea ce oferă EULAR și poate nu în ultimul rând profitați de prezența mea acolo. Sunt și alte lucruri care se întâmplă la EULAR, este ceea ce se cheamă Reuma Facts. Elena probabil la adunarea generală o să vă spună mai multe despre asta. Există un comitet de advocacy în EULAR care se ocupă de
de imaginea specialității, trebuie să recunoașteți că poate specialitatea noastră nu are cea mai bună imagine, încă trebuie să construim la ea, încă trebuie să o dezvoltăm și să o creiem și tocmai de asta există și acest grup în EULAR, despre care probabil Răzvan Ionescu ne poate spune mai multe. Au fost cursuri endorsate, deci recunoscute de EULAR în urmă cu 2 săptămâni, tot la Cluj a avut loc un curs de ecografie musculoscheletală de foarte mare succes, care a fost recunoscut de EULAR. Nu în ultimul rând, EULAR pregătește un examen comun împreună cu UMS, care este Asociația Medicilor Europeni. Președintele UMS pentru secțiunea de reumatologie este astăzi alături de noi, profesorul Caușic Canduri, care este în acest moment președintele EULAR, deci sunt UMS. Deci suntem într-un moment foarte bun în care o relație între două organisme europene extrem de puternice, EULAR-ul și UMS-ul, pare să se contureze și probabil multe lucruri bune vor veni de aici. Cu asta eu aș vrea să mă opresc aici, aș vrea neapărat să le dau cuvântul pe rând celor doi colegi ai mei, în primul rând Elenei Rezuș, care este președintele ales și care de sâmbătă va prelua în întregime poziția. Te rog, Elena. Mulțumesc!